foarte din spate. Aura, bună dimineața, ce ne propui? Neața, Dani, vă propun savarine și aș vrea să-ți spun că am lucrat toată noaptea la ele, dar nu e cazul, am lucrat mai mult, am o echipa corespunzător. Flori, aici de față, cofetarul nostru, ne asigură că putem prepara savarine și acasă. Flori, cum adică putem să le facem și acasă? Bine ați venit în primul rând la noi. Azi vă arătăm savarina pe care o știe toată lumea din moși, strămoși, cum ar veni, de la părinți, copii și până la noi. Este caracterizată prin forma tronconică, suprafață laterală puțin ondulată, bine însiropată, după cum vedeți, sunt deja însiropate de noi, că am avut secretul un pic de... Secretul e siropul, nu? Când sirop, vorbim de savarină. Umplută cu frișcă, glasată, la suprafață cu jeleu, natural, făcut de noi în laborator, din fructe proaspete. Siropul făcut de noi tot proaspăt. Vă pot arăta ingredientele. Sigur. Făină, zahăr, ouă, lapte, unt, ulei, depinde de caz, puțină sare și drojdia. Și le facem, nu, cu o seară înainte? Le păstrăm la rece? Le putem face și cu o seară înainte. Dacă avem urgență, le facem, le însiropăm, le vindem, că au prinde la oameni, la... Așa, și frișca e și ea naturală. Am frișca, da, nu în ultimul rând. La sfârșit o decorăm cu frișcă. Pot să vă fac o demonstrație acum. Sigur, noi Flori, avem te lăsăm, făcute toate categoriile, de la mic, mijlociu, mare, pentru familie. Cine aceea ne-ai spus tu. Da, asta pentru Răzvan și Dani, cu siguranță. pentru voi acolo este făcută. Cât lucrezi tu? Noi o avem alături de noi pe doamna Cristiana Copos și aș vrea să vă întreb, doamna Copos, care a fost prima prăjitură pe care ați pregătit-o în copilărie? Bună dimineața și salutări tuturor telespectatorilor dumneavoastră și aș vrea să vă mulțumesc pentru frumusețea dimineților pe care ni le aduceți în case și în suflete și ne dați foarte multă energie. Prima prăjitură am făcut-o în clasa 1 sau clasa 2, era o prăjitură cu vișine, m-am gândit să fac o surpriză părinților mei care se întorceau de la muncă și am cules vișinele exact cum facem aici în laborator, totul de la A la Z. Am făcut o prăjitură după rețeta Sunday Marin, era o carte care se găsea atunci și era Biblia noastră gastronomică. Am pregătit-o când a venit tatăl meu de la servici și cu mama. Au fost foarte fericiți, am scos-o din cuptor, iar fratele meu care se întorcea de la joacă a zis: wow, o prăjitură! A luat-o, a răsturnat-o, trebuia să o lăsăm ca să se răcească, ca să prindă bine și... am avut neplăcerea ca ea să se desfacă pe platou, dar tatăl meu a zis: tată, este extraordinar de bună, o mâncăm cu lingura. Doamna Copos, spuneți-mi care sunt cele mai populare deserturi ale copilăriei din ziua de astăzi? Ce cumpăr oamenii cel mai des? Da, foarte multă lume vine să-și regăsească trăirile din copilărie și prăjiturile copilăriei. Sunt savarinele, sunt amandinele, sunt prăjiturile boema, cataif, violete, șua la crem, indiene, jofre. Pe toate încercăm să le facem, nu atât ca să vindem, ci ca oamenii să-și regăsească și să retrăiască amintirile din copilărie. Flori, cum stăm cu pregătirea savarinelor? Deja le-am însiropat. Foarte bine. După ce le însiropăm, e bine să le păstrăm la frigider, nu? Ceva timp. Ca să tragă siropul cât mai bine, le tăiem căpăcelul, după ce le tăiem căpăcel, le dăm cu jeleu, cu o pensulă, fiecare cum poate ce are pe acasă, ori o linguriță, că e mult mai practic, ori o pensulă, cu pensula, așa, le-am tăiat căpăcelul și venim cu umplerea. Cât de dificil e să prepare o savarină și, nu știu, e mai simplu să prepare o amandină, de exemplu? E mai simplu la savarină, pentru că se amestecă toate într-un vas. La amandină sunt mai multe etape. Se amestecă cât de cât, aproape toate. Să zic că drojdia se pune un pic la crescut, se face o maia separat.
se pun într-un vas, se amestecă până devine un aluat lipicios. Noi se numește aluat dospit. Cred că orice bucătăreasă îl face acasă. Îți mulțumim tare mult, Flori. Oricum și... ne întoarcem, o să mai venim pe la tine în vizită să ne mai povestești și despre alte prăjituri. Răzvan, Dani, ne întoarcem la voi cu savarină, evident. Vă pupăm! Mulțumim! Vă